Salut! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Te invit să te înscrii dacă nu ai făcut-o încă sau să dai un like sau un share acestui filmuleț pe pagina ta de Facebook. Te invit să verifici și contul meu de Facebook, Ioana Cătălina Pavel, cât și contul de Instagram, ioanapavel.lovecoach. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre un subiect care mi se pare foarte, foarte important. Sentimentul valorii de sine. Sentimentul valorii de sine stă la baza aproape fiecărei reușite și fiecărui succes, a ceea ce numim noi succes în viață, atât al copiilor noștri cât și ale noastre. Sentimentul propriei valori, în primul rând, vreau să ți-l definesc. Sentimentul propriei valori este acel sentiment că nu trebuie să îndeplinești nicio condiție anume pentru ca tu să fii suficient de bun și să fii suficient de demn de a fi iubit. Această calitate este nevoie să înțelegem că fiecare om o are. Fiecare om care se naște pe acest pământ este suficient de demn de a fi iubit, de a aparține de un grup și de a fi de a reuși anumite lucruri în viață. Deci de a fi iubit, de a aparține și de a realiza. Deci funcțiile acestea trei este important să le reținem că fac parte din sentimentul acestei al proprii valori. Desigur, din păcate, noi când am fost mici, cei mai mulți dintre noi, dintre părinți, am fost atât de criticați pentru lucrurile pe care le făceam, încât acest lucru ne-a atacat acest sentiment al propriei valori. Astfel că noi am învățat că suntem valoroși doar atunci când. Doar atunci când iau nota 10 la matematică, sunt și eu valoros în ochii lui tata, de exemplu, sau în ochii bunicului, sau în ochii mamei. Până când nu strâng jucăriile, nu voi fi iubit de mama. Atunci când sau când voi reuși să fac X, voi avea valoare. Acestea sunt doar câteva din distorsiunile cognitive pe care noi le avem, niște credințe negative, până la urmă asta sunt, care influențează negativ sentimentul proprii valori. Practic, noi ar trebui să stăm toată ziua, să spunem, și chiar dacă am stat toată ziua fără să facem nimic, noi ar trebui să ne simțim suficient de valoroși și de integri și de merituoși. Bun. Cum facem noi astfel încât să spunem așa, să nu mai să nu mai facem pe copiii noștri să simtă că nu sunt destul de buni să fie valoroși și mai ales să simtă rușine. Pentru că rușinea, a simți multă rușine, e de fapt opusul a te simți valoros, apreciat, vulnerabil. Practic, noi facem conștient sau inconștient anumite lucruri. Spunem anumite cuvinte și reacționăm într-un fel în care le transmitem copiilor că ei nu sunt suficient de valoroși. Acum eu o să vă dau câteva lucruri pe care noi le putem face ca părinți, astfel încât să reparăm, să spunem, măcar puțin din sentimentul acela al rușinii și să construim sentimentul valorii în ei. Sigur, acest sentiment al valorii se construiește între 0 și 7 ani, având niște ferestre de oportunitate critice în anumite perioade, de exemplu 2 ani
4 ani, da, dar și 6 ani, cam din 2 ani, din 2 în 2 ani sunt niște ferestre critice, pentru că acest sentiment al propriei valori și al rușinii respectiv țin de valorizarea socială, de valorizarea din exterior. Am spus despre apartenența la grup. Deci ele apar în special în relație cu cineva. Da? Pentru că în relația cu cineva, de obicei, activează relația cu sine. Iar dacă eu nu am o relație cu mine valoroasă, nu mă simt destul de valoroasă în ochii mei și eu însă, prin comportamentele mele, arăt că, sau însumi, am de făcut lucruri până când să ajung să mă valorizez, să mă uit frumos la mine, asta voi transmite și în exterior. Iar cel din exterior doar nu va face decât să-mi apese acele butoane care mă fac pe mine să mă simt rușinată și nevalorizată sau rușinat și nevalorizat. Un lucru pe care îl putem face, scuze, este ca atunci când copilul creează ceva, face anumite creații, scuze, să nu reacționăm nici foarte lăudăros, adică nici să nu-i spunem că este foarte, foarte greu și a făcut ceva chiar deosebit de frumos, pentru că asta înseamnă să exagerăm și tot un fel de minciună este, dar nici să cădem în panta cealaltă, să fim ignoranți sau să ignorăm desenul lui sau chiar să spunem că da, dar nu ai făcut suficient de bine forma nu știu care, pentru că el în acel moment nu se va simți criticat. Am putea să facem acele observații, aici fac o mică paranteză, atunci când noi am începe cu un feedback pozitiv, da? Adică îmi place cum ai făcut asta și asta, uite ce bine ți-a reușit forma aceasta, e grozav că ai reușit să pui în pagină și soarele, să spunem. Însă, uite aici la forma capului, cred că mai aveai un pic de lucrat sau ai depășit un pic la colorat mâna sau ceva de genul. Deci lucrurile care nu i-au ieșit bine, care trebuie totuși spuse, pentru că nimeni nu-l va lăuda în viața asta tot timpul, ba dimpotrivă, dar pe un fond care să nu-i afecteze lui valoarea de sine. În al doilea rând, e bine să îi încurajăm în lucrurile pe care ei le vor și vor să le facă. Aici știu că este foarte dificil pentru noi ca părinți, pentru că mizerie, pentru că dezordine, pentru că poate zgomot, pentru că pericol, frică, pentru că rușinea din partea mea deranjăm pe nu știu cine, da? Și atunci noi tindem să limităm foarte mult comportamentele copiilor, mai ales cele pe care le catalogăm ca îndrăznețe, tocmai pentru că avem toate aceste motive din cauza fricii. Da? Și atunci, din acest motiv, nevoile lor de a îndrăzni, de a explora, de a fi curioși, de a-și împlini această curiozitate, sunt limitate foarte mult, ba chiar reduse. În timp, copilul se va învăța să nu mai fie atât de îndrăzneț, să nu mai fie atât de curios. Își va pierde acel entuziasm și acea vitalitate specifică copilului. De aceea, este bine ca măcar să fim atenți, atente la îndrăznelile copilului, la dorințele lui. Nu trebuie neapărat să le împlinim pe toate, nu trebuie neapărat să ne dăm peste cap, nici să cădem în extrema cealaltă, da? Și să acumulăm în final frustrare sau să cheltuim o sumă mare de bani pentru a le împlini, da? Dacă ne permitem și suntem împăcați cu acest lucru, sigur că da, este ideal dacă
ai aceste oportunități, aceste condiții în viața ta. Dar nu toți le avem și atunci tindem să avem un conflict interior. Ce fac? Îndeplinesc dorința, da? Și cei mai mulți părinți, din acest motiv, iată cum aleg ceva radical, să plece din țară și să muncească în altă țară, să-și lase copiii în grija bunicilor sau ale altor rude și ei să plece să facă bani. De ce? Pentru ca să poată oferi o viață, deci în mintea lor e că să ofere o viață bună, o viață decentă lor și copiilor lor. Din păcate, această amăgire pe care ne-o face mintea e destul de des întâlnită, știm bine traumele copiilor lăsați acasă, s-au scos și cărți și melodii pe această temă. Și are ca bază faptul că noi nu ne gândim corect la faptul că de fapt, noi ratăm niște ani din viață cu acel copil și că poate acel copil simte acut lipsa noastră, lipsa părintelui și că uităm că de fapt nevoile lui de bază nu sunt împlinite sau poate sunt împlinite parțial pentru că poate că nu bunicii sau rudele nu sunt tocmai pregătite sau nu pot face față solicitărilor copilului și nevoilor lui, deși sunt și excepții frumoase de care am auzit, bunici care mai degrabă au împlinit nevoile copiilor decât părinții, pentru că au putut, au știut și sunt echilibrați emoțional și astea sunt niște excepții. Bun. Deci e important să păstrăm un echilibru aici în împlinirea îndrăznelilor și dorințelor copiilor, dar să nu le dăm la o parte. Să înțelegem că dacă ei își doresc acele lucruri și te roagă să faci un anumit lucru sau ei înșiși se duc și se cațără nu știu pe unde și nouă ne stă inima cât un purice, e ceva de lucru cu mine. Nu trebuie să mă duc în afară și să interzic lui. Sigur că mă uit ca un catru să nu fie ceva peste, dar asta simțim imediat, să nu fie peste puterea lui și de obicei să știți că copiii se și feresc intuitiv de anumite, dacă îi urmăriți pe cei foarte mici, o să vedeți că intuitiv nu se duc în locuri care sunt foarte primejdioase, da? Se cațără, ei își măsoară intuitiv puterile în raport cu ceea ce urmează să facă. Dar pot să fac sau nu pot să fac. Se mai hazardează așa la anumite mici lucruri, da? Cad și știu să învețe o lecție din asta. Deci, într-un cadru supravegheat, lăsați-i să aibă îndrăznelile lor. Asta este mesajul. Apoi, m-aș lega de faptul că, așa cum știți, este un mesaj pe care eu îl dau de la începutul creării școlii mamelor care trăiesc intenționat. Să trăim intenționat în a onora și a ne bucura de oportunitățile pe care ni le oferă zilele, da, viața. Și să spunem acele lucruri care ne reflectă valorile noastre. Da? De exemplu, dacă este copilul într-un loc unde îi place, da, foarte mult, în natură, sau dacă a primit un anumit lucru care și l-a dorit foarte mult, sau are o prietenă sau un prieten, da, pe care îl place foarte mult, să ne bucurăm, să profităm de aceste momente. Și să-i spunem că merită acest lucru. Meriți să fii înconjurat de prieteni, pentru că ești o ființă foarte bună și minunată și dăruitoare și generoasă. Meriți să ai parte de această bucurie, de această jucărie. Meriți mult mai mult decât atât, da? Adică să folosim prilejurile vieții, da, naturale, pentru a-l încărca pe copil de sentimentul valorii, de sentimentul apartenenței și de faptul că merită lucrurile pe care le are deja. Deci nu vorbim despre lucruri, da, dintr-un viitor,
ceea ce este și ceea ce are, să-i spunem că merită și că e în regulă, că sunt în regulă anumite lucruri. Această încurajare, da? Această întărire a sentimentului valorii în momente de viață pe care noi, ca niște părinți atenți, le observăm, fac foarte, foarte mult în viitorul acelui copil. Pentru că noi asta vrem cu toții, să creștem niște copii curajoși, nu? Îndrăzneți, deschiși. Și iată ce putem noi să facem pentru acest lucru. Desigur, e bine să evităm să se simtă rușinat. Cum facem asta? Păi evitând să facem ceea ce ni s-a făcut nouă când eram mici. Ce ni s-a făcut nouă când eram mici și ne-a simțit rușinați? Ni s-a spus permanent că altul este mai bun. Ne-am fost comparați permanent cu alții. Uite cum face X. Uite, ia exemplu de la X. Uite, X totuși poate. Și am plecat în viață cu sentimentul acesta de a nu ne concentra la ce putem noi să facem, la ce suntem noi buni să facem, ci să ne uităm la ce face celălalt și să fim poate mai buni decât celălalt. Nu mai putem. Ok. Deci să evităm să îi comparăm pe copiii noștri cu cei din jur, da? Pentru că nu există elevi sau copii buni sau copii slabi, da? Nu există această expresie pe care, care de generații întregi a circulat în învățământ și în sistemul învățământului. Există doar copii buni la un anumit lucru și copii buni la alt lucru, da? Sau la alte lucruri. De asemenea, să evităm să facem acele lucruri, acele observații legate de sexul lor. Da? Ești fetiță, trebuie să mănânci mai puțin. Ești fetiță, trebuie să porți nu știu ce rochi sau nu știu ce. Aici nu spun să nu vorbim despre faptul că, uite, fetițele mai mult poartă fustițe și băieții poartă pantaloni. Nu e vorba despre a delimita un stil, să spunem, vestimentar specific fetiței și specific băiatului. Însă a face observații atunci când deja copilul și-a ales un anumit lucru, o anumită haină, să spunem, da? Sau, nu știu, ai un anumit comportament și tu te legi imediat de faptul că este fetiță sau este băiețel și că nu se face așa ceva, asta îl face pe el să se simtă rușinat de sexul lui. Da? Ești băiețel mare, nu trebuie să plângi. Știm bine că această expresie a traumatizat generații de bărbați care au învățat să-și ascundă emoțiile. Emoțiile le au toată lumea, dragilor. Le au toți oamenii, da? Toată lumea le are emoții. Deci nu e nevoie să ascundem sub preș faptul că ești băiat și nu ai emoții. Intenția acelor oameni care au spus asta era alta. Era de a-l încuraja pe băiat să-și gestioneze emoțiile, să găsească un mod sănătos de a le face față, însă departe de copil să primească acest mesaj sănătos. Când tu spui asta, vezi că ești băiețel, nu trebuie să plângi, copilul înțelege fix ceea ce i-ai spus, și anume faptul că trebuie să nu mai plângă dacă el vrea să fie băiat. Atunci, de dragul faptului că trebuie să-și onoreze sexul, el nu va mai plânge sau nu-și va mai arăta emoțiile. Atenție cum vorbim. Și sigur,
să avem grijă să evităm să le facem acele observații legate de ceea ce ei fac. Da? N-ai reușit să faci asta, este oribil. Cum de n-ai putut să faci asta? Cum? Un băiețel face, o fetiță face, la vârsta ta ar trebui să faci. Cum de n-ai reușit? Da? Și de aici vin și comparațiile și tot acest amalgam, tot acest cerc al rușinii. E un cerc întreg al rușinii. Îl băgăm pe copil într-un glob al rușinii. Da? Am văzut foarte, foarte multe cazuri de acestea pe stradă foarte mult, pentru că de obicei nu prea vin la terapie persoanele de acest gen. Te obișnuiesc să facă asta, da? Care își rușinează copiii? Își rușinează copiii chiar pe stradă, nu mai zic că uneori adaugă și anumite elemente de agresivitate fizică. Da? Și copiii stau cu capul în jos, da? Am văzut câțiva copii care stau cu capul în jos, da? Și exact așa, efectiv, îl programează să stea cu capul în jos și să se simtă mic și nevaloros în toate situațiile de acum când va mai exista o autoritate. Și așa învățăm să fim submisivi și supuși și în fața șefilor și în fața autorităților, da? Și să nu ne spunem punctul de vedere și să nu căutăm propria valoare, să aducem propriul aport în situația respectivă. Îmi doresc mult ca voi, cei care vă uitați la mine, să înțelegeți că aceste filmulețe și tot ceea ce fac sunt exact pentru a vă întări, să fiți tot cât mai mult voi înșivă. Da? Să înțelegeți, în primul rând, rațional, pentru că sunt foarte multe filmulețe în care doar explic anumite procese și fenomene psihologice, da? Pentru că în a doua și a treia fază să le integrați și să le aplicați măcar câteva lucruri din cele pe care vi le spun, pentru ca să creștem, să reparăm, iată, și să creștem la rândul nostru copii care să nu mai facă aceleași, eu știu, greșeli sau să nu mai repete aceleași tipare destructive pe care noi le-am târât după noi atâția ani. Copiii noștri vor trebui să suporte cumva faptul că noi suntem într-o schimbare acum foarte mare. Tot mai mulți adulți, tot mai multe femei caută să se schimbe, să devină o versiune mai bună a lor. Se îndreaptă către spiritualitate. Da, această căutare a parentingului e în sine o acțiune care arată că vrei să fii mai bun. Însă nu orice filozofie de parenting îți servește cu adevărat adevăratele nevoi. E foarte bine să fii selectiv și să înțelegi că nu există o rețetă pentru oricine. Și că adevăratul profesor e cel care te inspiră și cel care te lasă să alegi, să devii tu inspirat din ceea ce el îți spune și nu devine un dictator asupra a ceea ce trebuie să faci. Da? Mai reține aici la sentimentul valoric că așa și îl vor cultiva copiii cel mai bine. Dacă tu însuți te concentrezi pe a crede tot mai mult în tine și a te vedea pe tine cum reacționezi și ce faci atunci când viața devine grea și ce faci atunci când provocările sunt mari. Cum îți cultivi tu sentimentul de reziliență? Pentru că, din păcate sau din fericire, ei se uită la noi ca la un ca la un ghid, ca la ca la o foaie de instrucțiuni de cum se trăiește viața. Cel puțin în primii 7 ani, aș mai ajunge chiar până în 12 ani, avem timp, să spunem, să ne răsucim pe toate fețele și să ne schimbăm și să inculcăm în noi, să cultivăm în noi fix acel sentiment de valoare de sine, de cunoaștere de sine, de gestionare a emoțiilor,
care și astfel să devenim și niște modele pentru micuții noștri. De asemenea, un lucru pe care vreau să ți-l mai spun aici este că e important prin în aceste mecanisme pe care noi le folosim pentru a cultiva valoarea de sine, este să vorbim cu altcineva despre momentele în care noi ne simțim rușinați, sigur, pe cât se poate. Dacă nu, să încurajăm acest lucru la copiii noștri. Dacă ei simt să vorbească cu alte persoane despre, poate chiar despre noi, da? Ceva mai târziu, pe la 8, 9 ani, 10, când încep prieteniile acelea strânse și care sunt atât de importante pentru copii, să-i lăsăm să se descarce, să spunem așa. Nimic nu ajută mai mult la ștergerea rușinii, să spunem așa, sau în a crea reziliență în rușine, decât compasiunea, sentimentul de compasiune. Este foarte important ca un celălalt să-ți spună, e în regulă, am trecut și eu prin asta, știu cum se simte. Te-ai simțit așa, nu? Adică o validare și o înțelegere din partea celuilalt care nu te privește cu judecată, ci cu compasiune, poate ajuta enorm la, efectiv, la vindecarea sentimentului de rușine. Sper că v-a fost de folos acest clip, sper că m-ați urmărit până la capăt. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce facem împreună de, uite, aproape 2 ani de zile de când există Școala Mamelor. În iunie se împlinesc 2 ani. Și vă invit de asemenea să distribuiți aceste clipuri pentru ca cât mai mulți oameni să devină cât mai conștienți de sine, cât mai curajoși și să creștem împreună niște generații de copii îndrăzneți și bine echipați pentru toți demonii ăștia interiori. Pe curând!